Greu mai găsesc și eu un serial pe Netflix în vremurile astea care să nu fie o combinație mizerabilă între Riverdale, vampir gen Flavius J și cu o actorie de cea mai joasă speță cum e în filmul cu Addison Rae. No, I'm not your daddy. I'm just not. Why? Are you lost, baby girl? Pentru că am observat că sunt tot mai des întâlnite serialele astea cu premize foarte leneșe, cu dialog foarte penibil și cu ritmul firului narrativ foarte sacadat. Țin minte că acum nu știu cât timp mi-a apăruse o reclamă la un serial cu o tipă care a scris câte o scrisoare fiecărui tip pe care l-a plăcut. Și vai doamne, printr-o minune toate scrisorile au fost răspândite și acum toată lumea știa ce gândea ea când hormonii au luat-o razna. I write a letter when I have a crush so intense that I don't know what else to do. That you think I have golden specks in my eyes. It's just whoa, 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 whoa. Oh my god. Serios, asta e idee de serial, îmi vine să vorăsc. Și replica asta e iconic. Asta e iconic. Dar nu toate serialele de pe Netflix sunt așa. Sunt unele chiar decente, unul din ele este cel despre care o să vorbim azi. Squid Game sau Jocul Calamarului, un serial corean iconic, care a întors internetul pe dos cu meme-uri, reacții și parodii. Îmi place că lumea începe să-și dea seama că și alte țări fac producții foarte bune, nu se rezumă toată cinematografia doar în Statele Unite. Găsim filme bune și în China, Japonia, țări din Europa și nu numai. Și acolo se fac filme și seriale big blană, doar că nu au la fel de mult exposure. Chiar și noi avem seriale mișto. Azi o să aflați care e faza cu serialul ăsta pentru cei care nu știu, de ce îl vedeți peste tot și dacă merită sau nu vizionarea. Eu l-am terminat, așa că o să vă dau spoilere. Dar atenție, nu o să vă dau spoilere despre cum se termină. Așa că dacă nu vreți să aflați nimic despre el, nu vă mai uitați și reveniți după ce îl vedeți. În acest TV show este vorba despre un om plin de datorii, își pierde banii la jocuri de noroc și ajunge într-un punct foarte prost. Îi se face o propunere de la un personaj misterios, iar în urma acestei propuneri el află că poate câștiga mulți bani, așa că acceptă fără să știe prea multe detalii. Nu știe în ce s-a băgat. Fast forward ajunge într-o competiție în care concurenții trebuie să joace jocuri din copilărie la o scală mult mai mare, iar cine pierde, moare. E împușcat. Ai belit, pula. Cred că primul episod a fost foarte important în ceea ce privește viralizarea serialului, pentru că s-a diferențiat prin ideea asta cu jocurile copilăriei. Primul episod și primul joc intitulat Green Light Red Light e iconic. Varianta românească ar fi la perete, stop. Gen, se punea cineva cu fața la perete și zicea la perete, stop, timp în care ceilalți jucători trebuiau să avanseze cât mai aproape de perete, eventual să-l atingă ca să câștige. Dacă erau surprinși mișcându-se, erau eliminați. Dar acum depinde din ce zonă sunteți, pentru că am mai auzit o variantă noapte-noapte-zi și sunt foarte sigur că există mai multe, deci scrieți în comentarii la voi cum se numea jocul ăsta. În serialul Squid Game e exact la fel, doar că cei care pierd sunt omorâți. Și de acolo începe dezastrul, pentru că lumea se sperie și aleargă haosată spre ieșire. Serialul continuă cu încă 5 jocuri în care jucătorii își riscă viața pentru un premiu în bani. Acum Squid Game s-a viralizat și în România, așa că trebuie să aruncăm o privire la personalitățile de la noi. Ce ar face ei în Squid Game? Johnule, mi-ați dat de nici nu m-ați julit. Cât despre mine, eu am destul fier în mine. Treziți-vă odată! Treziți-vă pentru că ne omoară efectiv, ne calcă în picioare, ne distrug viața! Nu mai avem nimic, ce dracu mai avem de pierdut viața? Tu nu iubești poporul, tu iubești puterea și banii. Tu faci așa să ne omorâm între noi, ca să fii faimă, dar... bate-te cu mine! Pentru că eu sunt Floricică! Băiatul ăsta pe TikTok a venit cu varianta lui și cred că i-a nimerit pe toți. Bun, cam asta a fost clipul. Sper că acum ați înțeles care e faza cu hype-ul în jurul acestui serial. Un serial decent, după părerea mea, dar vă convingeți voi singuri dacă vreți. Să-mi scrieți în comentarii despre ce meme-uri sau faze vreți să mai fac clip și ne auzim pe aici cât de curând. Bokua se hea se mi da. Cine nu dă like o să fie prins.